Miercuri, în cadrul unei acțiuni, polițiști de la Investigarea Criminalității Economice, Poliția Municipală și inspectori din cadrul Direcției Regionale Vamale Ploiești au oprit în zona Vămii Giurgiu o auto utilitară condusă de un cetățean român în vârstă de 27 de ani. În interiorul mașinii au fost descoperite 1362 de kilograme de mere ambalate și 994,8 kilograme materie vegetală cu miros și textură specifice tutunului, ambalată în 27 de baloți. În momentul controlului, șoferul a prezentat o factură tipărită în limba bulgară, care avea la rubrica destinatar o societate comercială, care din verificări a rezultat că nu există. Autovehiculul, cantitatea de 994 de kilograme de tutun și merele au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor. Pe numele șoferului din Călăraș a fost deschis dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de contrabandă, false în înscrisuri și uz de fals.